O mașină s-a izbit miercuri dimineață în gardul ambasadei Rusiei din București și a luat foc. Șoferul a murit carbonizat. Un accident șocant s-a petrecut miercuri dimineață în jurul orei 6.20 în capitală. O mașină s-a izbit în gardul ambasadei Rusiei din București, după ce a reușit să treacă de gardurile instalate de jandarmerie în ultimele săptămâni din cauza protestelor declanșate de invazia Rusiei în Ucraina. Jandarmul care era de pază i-ar fi spus bărbatului să iasă imediat din mașină, însă ăsta a refuzat și a spus câteva cuvinte înainte să moară carbonizat. La puțin timp după mașina a luat foc și șoferul a murit carbonizat. Doar o singură persoană se afla în vehicul și se pare că ar fi fost vorba de Bogdan Drăghici, președintele asociației Tata, care a fost acuzată de fosta soție că și-a molestat fica. În anul 2019 acesta a fost cercetat și trimis în judecată în legătură cu acuzația de agresiune sexuală. Ieri bărbatul a primit condamnarea de 15 ani și 4 luni de închis Soare, de asemenea, avea interdicție de a părăsi țara până în data de 26 mai 2022. Pompierii s-au deplasat la fața locului pentru a stinge focul, însă, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru șofer.